Hello, ce mai faceți? Eu sunt Oana și bine ați venit pe acest canal, în cazul în care sunteți noi. Da, știu că am zis că am terminat cu Back to School, dar nu m-am putut abține și am mai făcut un mic haul în Pepco pentru câteva rechizite. Am trecut și prin Kick, am mai luat vreo două chestii, prin DM am mai luat vreo două, trei chestii la fel, dar majoritatea sunt din Pepco. Doamne, deci e absolut, nu știu, o nebunie. Deci am stat la un rând imens. Am zis că mor acolo. E nebunie în Pepco. La rechizite n-am găsit chiar atât de multe, dar totuși am găsit și nu prea. Haideți să începem să vă arăt. Am aceste două punguțe și o să încep cu aceasta. Ok, eu o să vă afișez prețurile pe ecran și nu o să le mai zic. Am deci sluate și pentru băiețelul meu și pentru sora mea și am ales vreo 20 pentru mine, vă dați seama. Am așa hârtie glase. Din păcate nu am găsit culorile alea normale, am găsit doar așa pastelate și 5, încă 5 așa, adică nu este verde, nu este albastru, nu este roșu. Deocamdată le-am luat pe acestea și pe parcurs o să îi mai iau. Pepco Art and Craft, niște tuburi cu sclipici, sunt foarte ok, cât pot fi folosite la mai multe lucruri, îmi place orice sclipicios și pentru ei la fel e fain. Deci dacă ar fi după mine numai chestii cu sclipici aș cumpăra, dar nu prea ai ce faci cu ele la școală, la... But anyway. Astea sunt niște chestii ceva mai scumpicele, un set de pixuri cu gel. Sunt 16 la număr, nu 16, pardon, sunt 32, sunt câte 16 pe rând. Astea de jos sunt neon, da? Astea de sus sunt cu sclipici. Sunt super, super faine și cred că e un preț destul de super fain, adică ar fi... stați că acum am văzut, dați alea cât de mișto e ăsta, ar trei culori. Ok. Mai este și ăsta, care uitați-le că ce mișto e. Tot așa, trei nuanțe. Scurie asta că așa o să scrie. Mai este și ăsta. Da, majoritatea sunt așa. Mai sunt și astea două. Uitați aici ce faine sunt astea. Am scăpat unul. Și ăsta. Doamne. Și n-am mai văzut pixuri de genul. Și restul sunt normale. Oh my god, sunt așa, 5, deci sunt 5 în culori neon, așa mai pastelate, 5 în culori vii, culori normale, 6 în, nu știu cum zic, culori combinate, deci uitați cât de faine, serios, n-am mai văzut așa ceva până acum, asta cred că sunt așa entuziasmată, super drăguțe, wow, sunt cu sclipirici. Cum le mai zic eu? Da, sunt normal cu sclipici. Doamne, cât de faine! Băi, chiar nu regret că le-am luat. Dați le arăt copilor descoperirea asta, care sunt curioasă de cum o să reacționeze. Două corectoare de acest gen. Nu știu dacă le va trebui, dar eu le-am luat. Am zis, băi, să fie acolo. Nici eu, cât am fost în școală, nu prea am folosit, nici măcar în facultate. Dar pentru orice eventualitate. Am luat așa două seturi pentru folii pentru documente, pentru pus desene și proiecte, ce-și mai fac ei. Sincer să fiu, cred că aș fi ieșit ceva mai ieftin dacă le-aș fi cumpărat de la PIM. Sau dacă aș fi luat, nu știu, la un set. La... Dar, având în vedere că tot am fost acolo, nu o să mai bat drum și până la PIM. Mereu e coadă acolo și... Câte 20? A, 4. Am mai luat așa un set de elastice, pentru că, doamne, deci... Copiii ăștia parcă li mănâncă, frate. Niciodată nu găsesc un elastic când am nevoie. Și să credeți-mă cum am săturat de cumpărat seturi de astea. Uite câteva, adică uitați aici. Și mereu trebuie să le pierdă. Un set așa de markere, de highlightere. Sunt 6 nuanțe. Foarte drăguți. Cel mai sigur sora mea o să le folosească. Sunt foarte drăguți. Și a fost la un preț fain.
Adică ați văzut câte caiete avem, am zis că nu mai cumpăr niciun caiet, niciun carnețel, nimic, dar nu m-am putut abține. Și am luat așa câte o agendă la fiecare. Asta am luat-o pentru sora mea. Mi-a plăcut foarte mult ideea asta de bandă desenată, deci foarte drăguț, colorată. Îmi place că e cu copertă cartonată și lucioasă și înăuntru e de matematică. Și nu-mi plac la caietele din Pepcoș, de asta nu le cumpăr pentru școală, e pentru că uitați cum e liniat aici, dar ar fi trebuit să fie aici. Și de asta nu le cumpăr pentru școală, dar nu știu, pentru notițe, pentru desene, pentru eu știu ce mai fac adolescenți, un jurnal, nu pentru jurnal, nu e ok, că ar trebui să aibă cheiță. Dar mi-a plăcut foarte mult și am luat, erau mai multe modele, ele am luat pe ăsta. Pentru mine și băiețelul meu ne-am luat așa cu skate, suntem turbați după skate. La fel, este cu copertă tare, cartonată și e foarte drăguț. Și la un preț super fain, adică am rămas plăcut surprins. Erau și studențești, deci mari, la preț dublu. Deci tot așa cu copertă cartonată, chiar super faine alea. Nu se mai trebuie coperți, nu se mai trebuie nimic la ele. Doamne! Una din bucuriile mele cele mai mari, deci nu pot să cred că am găsit în sfârșit fixuri cu Harry Potter, pe care nu le-am găsit atunci la colecție, știți, nu știu dacă am pomenit cât îmi doream niște fixuri, bine aș fi vrut niște penare, dar aia e. Dar măcar am găsit două seturi, ăsta era desfăcut, un pix era ascuns undeva prin spate, în fine, dar cum nu m-a interesat, că așa era desfăcut și le-am luat. Am zis că un set îl păstrez eu și unul o să-l împart copiilor. Deci, doamne, geniale. Am luat pentru băiețelul meu un set așa de sticăre cu dinozauri. Bine, el e, nu știu, pasionat mai mult de rechini, de pești, de lumea acvatică, nu știu la ce s-a luat chestia asta, dar mă bucur că și-a găsit o pasiune. Dar mai erau cu fotbal și n-am vrut să iau cu fotbal sau nu știu ce. Și am luat cu dinozauri. Arată aici pe spate cam ce stickere are. Are mai multe chestii, nu numai stickere. Am luat așa două seturi de coperți. Nu știu dacă o să meargă și la caiete, zice aici că sunt pentru cărți. Sunt 5 bucăți. Le-am văzut la un preț așa mai micuț și le-am luat. Sper să fie de ajuns, dacă nu o să le mai, o să le mai cumpăr. Așa un pachetel de sticky notes, are 400, 400, tot așa în culori neon, sunt foarte cute. Sincer, eu n-am folosit niciodată la școală sau nu înțeleg de ce să fac sticky note-urile astea. Sunt mai mult pentru birou, probabil pentru, na, să le lipești cu idei pe calculator, eu știu ce mai faci, frigideri, dar eu n-am folosit niciodată, dar întotdeauna mi s-a părut atât de cute, atât de drăguțe, că sunt micuțe și multe. Poate o să încep totuși să folosesc și eu. Aici tot benzi corectoare, cred că așa se cheamă, sunt două, la fel, cred că tot pentru sora mea o să fie ok. Am mai luat așa pentru casă un set de șervețele pentru toate suprafețele, n-am folosit niciodată, sper să fie ok. Recumpărat acest parfum pentru cameră cu beții. Păi, da, miroase, dar într-o cameră ceva mai mare nu prea, adică trebuie să stai lângă locul în care îl plasezi ca să simți aroma. Cel puțin nu. Dar pentru o încăpere mai micuță, eu cred că super ok. Un set așa de clămițe de agrafe. Doamne, deci mereu când am nevoie de agrafe, la fel nu găsesc. Și am avut sute, fraților, deci sute de agrafe de astea. Azi de data asta le păstrez la mine și să nu le mai pierd. Un set așa de pensule, sunt 6 bucăți diferite mărimi, cu mâneri din lemn, chiar ok, din perișori, un set așa de 5 șosete, tot timpul ne cumpărăm șosete din Pepco. Mi se pare un preț super bun, 5 perechi, cred că le-am luat ca mari, că sunt pentru 39-42, nu m-am uitat la mărimi, dar na. Și ultimele din Pepco, aceste carnețele. Avea, nu m-am putut abține, deci sunt foarte frumoase și am zis că o să pun copiii să-și aleagă câte unul și ce rămâne îl iau eu. Deși mi-e place foarte mult ăsta, cred că și surori, de fapt, cred că tuturor o să-mi placă acest carnețel. Doamne, deci e super, super și nu a costat nici mult și
Sunt chiar foarte ok. Aceste ilustrații, doamne, e minunată. A fost de la Pepco. Așa, de la Kik. Am luat două chestii. Am luat așa un set din dosare de plic. Dosare de din plastic. Nu știu câte sunt. Sunt 4. Eu știu că băiețelul meu tot timpul îi trebuiau la școală. Acum, anul ăsta văd că nu le-am mai cerut, dar cu siguranță o să le ceară. Și am zis că o să se iau așa din timp. În sfârșit, doamne, în sfârșit am găsit un penar pentru sora mea. Pentru că în Pepco nu mai era absolut nimic. Înainte erau penari foarte frumoase. Acum nimic, deci n-am mai găsit nimic. Și doar în Kik am găsit așa unul. E drăguț. Dar e într-un material așa, sper să nu fie de la care se jupește, care... Dar... Nu cred că e ok pentru a văd încăpător, poate să-și pună mai multe prostioare. Acum, că v-am zis că am trecut și prin DM, că nu se putea, o trebuie să recumpăr niște chestii. În urând am intrat pentru această apă de gură pentru băiețelul meu, pentru că vi s-a terminat aia. Deci e minunată, zici că e suc. De multe ori mi-e frică să nu înghită. E cu arome de fructe de pădure și nu are alcool. Și e super faină și are 600 de mililitri. Și, doamne, miroase atât de frumos. Doamne, e foarte fain. Lui ne-am luat și pentru noi, deși noi mai avem cam atât, dar am recumpărat-o. Este de la Dontodent. La fel, fără alcool, tot 500 de mililitri. Un set de dischete de machiant. N-am luat niciodată de la Ebeline. De obicei, acest gen mi-l cumpăram din Lidl, dar n-am mai intrat acolo. Și am zis că dacă tot sunt de IEM, să mi-l iau, pentru că nu mai am. Adică mai am câteva, dar am zis că dacă v-ați uitat la Empties, am zis că acele borcanașe de la crema de corp le voi recicla, refolosi. Și am pus dischete de alea mari de machiante și am pus cu apă micelară înăuntru. Și super, super. Și acolo mai am așa cam un tank de... Dar de aceste uscate nu mai aveam. Am să mi le iau. Și cam atâtea am luat din... Am luat astăzi. În Pepco cred că a fost undeva la 114 lei și o leacă totalul. În DM vreo 15 lei și în Kik 12. Adică totuși a fost ceva. Nu promit că o să mă opresc aici cu Back to School. Adică ar mai trebui cumpărate niște chestiuți dacă le găsesc bine, dacă nu, asta este. Dragilor, cam astea au fost cumpărăturile. Sper că v-a plăcut, așa că la fel, nu uitați să vă abonați, să dați un like dacă v-a plăcut. Ne vedem pe următoare. Vă mulțumesc pentru vizionare și aveți grijă de voi.